m-au ocupat mai mult de mix media în ultima vreme, în fapt, ceva vreme încoace. Alternez pictura cu tehnică dinamiste, încerc să fac din ce în ce mai elaborat, ce juxtapuneri de fotografii pe suprafață pictată cu fotografii pictate, deci alturarea de un fel de fotomontaje sau fotocolaj, depinde. De fapt, e vorba de un dialog cu socialul, cu politicul. Evident că aici arta pic cubismă, păi pop art a adus în atenție colajul, în artă contemporană, făcând mai șocant mesajul care se leagă de lumea aceasta, de clivajele politice, de conflictele sociale. Multe sunt ironice, sunt chiar cinice anumite pasaje, fragmente în aceste lucrări. Fac referire în special la situația de aici, din Europa de Est și pe vedere din România, afectată în perioada asta de criză. Singura lucrare care are așa oarecare trimit electrodict e oglindă pe care există numai colaje pictate și rar să folosesc oglinzile ca să pictezi. Ea e în același timp o oglindă a societății și o oglindă în sine.